În plină pandemie, iubitorii sportului profită de toate oportunitățile și participă la toate evenimentele sportive, puține la număr, care au loc în această perioadă. Alături de încă 3 participanți din Sân Nicolae Mare, Dana Slavița Miculescu a participat la cursa Cavalerii Cetății de 42,2 km. Această cursă reconstituie simbolic intrarea în cetate a prințului Eugeniu de Savoia, ajungând la finish după 3 ore și 53 de minute de alergare în cadrul concursului Timișoara City Marathon. Am participat în duminica aceasta la evenimentul meu de suflet de alergare, care se numește Timișoara City Marathon. Pentru mine reprezintă debutul meu ca alergător. Ei au fost la prima ediție în 2017, eu am fost prima dată pe o pistă de alergare în 2017, direct la proba de 42,2 km, proba de maraton. A rămas și în continuare voi încerca să ajung până când voi fi sănătoasă în fiecare an la ediția TCM. În ediția din 2020 au existat două feluri de curse, adică 21 semi-maratonul, 21,1, respectiv 42,2 la care am participat eu. Traseul pentru cursa de maraton, care mă privește direct, a început din localitatea Otele, unde primarul ne-a primit cu voie bună, cu brațele deschise și ne-a dat startul pe pista de biciclete, ce leagă Otele, deci vine practic pista din Serbia. Noi am plecat din Otele, pe malul Begăi, când pe stânga, când pe dreapta, până în Timișoara, ocolind două bucle am avut în centrul Timișoarei, ne-am întors pe malul Begăi și finish-ul am avut pe stadionul Universității Politehnica Timișoara. Pentru cei de acasă care nu știu ce înseamnă 42,2? 42,2 este cursa regină a oricărui alergător, ce presupune pregătire fizică și psihică, reprezintă practic distanța parcursă de solul, deci competiția a luat numele din Grecia, unde bătălia a avut loc în localitatea Maraton, iar solul a alergat 42,2 km ca să anunțe victoria în Atena, după care se spune că ar fi murit la sfârșitul cursei. De acolo vine denumirea de maraton și asta e proba, cursa regină. Ce înseamnă pentru tine sportul? Sportul înseamnă mod de viață. Cred că trebuie să facă parte din viața fiecăruia zilnic. Nu la nivel de performanță, fiecare trebuie să se miște, să facă o gimnastică, să facă un jogging, să danseze, să facă kangu, box, culturist, fiecare ce-și alege, opțiuni sunt pentru fiecare. Cred că trebuie să facă parte din viața fiecăruia. Dana Slavița spune că fiecare cursă îi aduce un plus de energie și de imunitate, beneficii care sunt foarte importante în această perioadă de pandemie. Sportul îți crește imunitatea. Acum, după distanțe din astea foarte lungi, cum am fost duminică, puțin imunitatea ți-a scăzut câteva zile până când pragul ți se ridică înapoi. Practic, ai consumat ceva mai mult decât normal. Nu este chiar la îndemâna oricui să facă o distanță de 42. Îți scade pragul, dar după aceea îți urcă înapoi unde a fost. Și cu fiecare alergare, practic, inhalezi mai mult oxigen, îți pui toate cele în funcțiune și funcționezi mai bine. Chiar dacă la maraton au participat mai mulți concurenți, regulile stricte de igienă și distanțare nu au lipsit, organizatorii respectând cu strictețe toate măsurile impuse de autorități. Anul ăsta, într-adevăr, au fost condiții deosebite, date fiind perioada epidemiologică prin care trecem. Organizatorii, Clubul Sportiv Alergătură au luat cu foarte mare responsabilitate și ne-au responsabilizat pe fiecare dintre alergători. S-au respectat triajul epidemiologic de la dinainte de concurs, a trebuit să completăm fișele. Toate bunătățurile de la punctele de hidratare de pe traseu au fost de singurul sigilate, închise, fructele la fel, netăiate, toate ni s-au dat în maximă siguranță, am avut dezinfectanți și tot ce ne trebuie pe traseu. Startul s-a dat în perechi cu distanțare, la interval de secunde și bineînțeles și între noi. Și finish-ul, la fel, pe stadionul Politehnic, am avut voie doar premianții cu organizatorii, tot așa, păstrându-se distanța cu jandarmeria alături de noi. Cred că am fost, nu cred, sunt foarte sigură că am fost în maximă siguranță și noi și organizatorii și toți am făcut în așa fel încât să ne fie bine și să ne putem bucura de evenimentul ăsta.
mai ales că anul ăsta, după ce a început pandemia, s-au sistat concursurile, aproape toate, acum au început să apară aici colo și pentru mine a fost o mare bucurie că chiar concursul meu de suflet s-a ținut. Dana Slavița Miculescu s-a întors de la Timișoara City Marathon cu un frumos loc 5 la general și locul 2 la categoria de vârstă, Timișoara City Marathon fiind printre puținele concursuri ce premiază 5 locuri și are în suflet bucuria și emoția participării la acest maraton într-o perioadă în care competițiile sportive au loc tot mai rar și are un îndemn pentru toți cei care ne privesc. Un îndemn pentru cei de acasă să facă sport? Fiecăruia îi recomand. Ce variantă își dorește, în așa fel încât să se simtă bine. Pentru mine alergatul este cel mai bun, fiindcă nu depinzi de orar, nu depinzi de condiții de mediu, pur și simplu spui încălțările, chiar dacă plouă, chiar dacă ninge, poți pleca la orice oră. Dar cred că fiecare își poate găsi o variantă, că e tenis de masă, că e badminton, fiecare își poate găsi ceva. Important e să vrem și să înțelegem că e normal să facem sport, că așa suntem făcuți, să ne mișcăm. Spune-mi, te rog, cu ce te-ai întors de la maraton? După așa o competiție frumoasă, m-am întors, așa că să rămân în întrebare, cu bucuria unei alergări extraordinare, cu bucuria de a mă fi reîntâlnit cu alergători, chiar dacă ne-am zâmbit de sub măști. N-am putut să ne luăm în brațe, dar clar din priviri ne-am salutat mult mai mult. Cu o medalie în ediție limitată de pandemie și cu un kit generos și oferit de sponsorii concursului Timișoara City Marathon și cu cea mai mică, dar cea mai prețioasă pentru mine, cupă de la alergătura. Cred că cea mai mică cupă se bucură cel mai tare, în definitiv. Pentru mine reprezintă mult și reprezintă încununarea acestor luni în care am avut multe restricții, dar nu am abandonat și sper că nu voi abandona în continuare alergarea. Numărul de concurs mi-a purtat noroc, 33, tricoul ediția 2020, pe mine l-am pe cel din 2019, bandană direct din nou cu Timișoara City Marathon. Sponsorii am mai avut și alte lucruri în kitul de participare, dar deja le-am băgat în uz. Și sunt foarte bune. Gel energizant pentru traseu și plus bunătățurile de pe drum. Deci cel mai mare câștig este faptul că am putut participa, am rămas întreagă, m-am bucurat de tot ce s-a întâmplat acolo. Și sper să mai pot și să îndemn și alți oameni să alerge, nu neapărat competițional, dar să o facă. Și vă pup! Dana Slavița Miculescu este un bun exemplu de perseverență, ambiție și energie, alergând în doar 3 ani peste 7.000 de kilometri în competițiile sportive pentru cauze umanitare și de fiecare dată atunci când timpul și vremea îi permit în scop recreativ.